La Târgu Mureș, sâmbătă, a fost inaugurat cel mai modern centru de primiri urgențe din țară, astfel că județul nostru își certifică încă o dată importanța majoră pe harta medicală românească. Dar dacă e să ne uităm la celelalte spitale din județ, situația nu se prezintă tocmai la fel. În Reghin, unitatea spitalicească are încă nevoie de îmbunătățiri, iar centrul de primiri urgențe este înghesuit și are în continuare un oarecare deficit de echipamente. Tocmai de aceea, președintele PSD Mureș, Vasile Gliga, a făcut o vizită la spitalul din Reghin, alături de un secretar de stat în Ministerul Sănătății, tocmai pentru a-i expune problemele cu care se confruntă sistemul medical din orașul nostru, iar promisiunile din partea oficialilor de la guvern au și venit. Cu secretarul de stat din Sănătate, la o vizită în spitalul Reghin, împreună cu domnul director moldovan Iuliu de la Reghin, și s-au văzut prioritățile și chiar am avut promisiuni că primele finanțări, nu mari, dar pentru dotarea urgentă de care are nevoie spitalul Reghin, se va produce chiar în acest an. Iar pentru că scopul vizitei în județ a oficialităților a fost inaugurarea noului centru SMURD, s-a pus problema unității de primiri urgențe și de la Reghin, mai ales că orașul nostru deservește o arie foarte largă din județ și nu numai. S-a pus problema că și în Reghin ar trebui un sistem de urgență, pentru că Reghin e un bazin mare, deservește pe rază de 50 sau 70 de kilometri toată zona Văii Mureșului și de pe câmpie, și ar fi necesar. Și chiar s-a văzut cât de înghesuit este urgența în Reghin și am vizitat că nu te poți mișca acolo în două camere mici. E strict necesar dezvoltarea acestei secții de urgență, pentru că sunt multe cazuri care se pot rezolva acolo. Nu e nevoie de spitalul județean. Și cred că în timp vom reuși și în Reghin o nouă construcție și dezvoltarea spitalului. Așadar, în cel mai scurt timp se vor demara și câteva investiții la Spitalul Municipal din Reghin, și totul cu ajutorul Ministerului Sănătății. Și până în prezent au fost derulate lucrări de reparație la unitatea medicală, dar e nevoie în continuare de echipamente și dotări performante.